Aceștia ne-au sprijinit, ne-au ajutat extraordinar de mult și continuă să ne ajute și să ne sprijinească. Au cazuri pe rol până la Curtea Supremă, împotriva tuturor instituțiilor și companiilor care nu respectă drepturile individuale. Vreau să vă spun că este foarte multă confuzie la ora actuală cu privire la anumite decizii luate de Curtea Supremă, unde sunt aplicabile, unde nu sunt aplicabile. După cum am spus și dimineață, ne apropiem de vreo 800 de scrisori de scutire pe bază religioasă de vaccin pe care le-am dat în anul acesta. Cu câteva excepții au fost acceptate, însă am întâlnit companii unde câteva au fost acceptate și pe urmă una sau două au fost respinse. Asta e clar discriminare și arbitraj. Am avut situații în care au fost acceptate și pe urmă au întors placa și le-au respins. Sunt persoane în biserică care și-au pierdut serviciul. Unii, Dumnezeu a lucrat și și-au găsit alt servici mai bun. Avem cazuri de genul acesta. La unul din programele de Crăciun, un tânăr mi-a scris un text message și mi-a spus: frate, chiar în timpul acestui program, după ce am fost dat afară din serviciu, am fost anunțat că am fost acceptat și angajat de o companie unde sunt plătit mai bine, mai aproape de casă și toate lucrurile sunt mai bune. Dumnezeu lucrează în multe feluri. Pe unii îi lasă să treacă prin încercare, pentru că îi testează pe ei și ne testează și pe noi să fim alături de ei. Este dreptul lor la proprie conștiință. Țineți minte, fraților, subiectul și dezbaterea aceasta nu este clară. Pentru fiecare doctor care vorbește pro, putem să aducem doctori care vorbesc contra. Și dintre cei care vorbesc pro, o parte recunosc în privat că sunt sub presiune, amenințați și că n-au încotro. Întrebați-mă că știu. N-am stat de vorbă cu puțini în perioada aceasta. Dacă cine spune că știința, că medicii, că ei nu respectă propriile lor protocoale, să fie foarte clar. Mă interesează ce ești, unde lucrezi și cine ești. Pentru orice om deștept din lumea asta, să te aduc unul mai deștept decât el care vorbește împotrivă, nu pro. Așa că nu vă luați după cei care spun: stai, domnule, puțin, asta este conspiraționiști, oameni fără minte. Nu faceți uz de doctorul, asistentul medical sau mai știu eu cine, care vorbește pro. În primul rând, s-ar putea să nu fie așa deștept ca altul care vorbește împotrivă și în al doilea rând s-ar putea să vorbească pro pentru ca să nu-și piardă serviciul. Și e manipulat și e intimidat. Așa că vă rog foarte frumos, evitați asemenea. Știu că mai sunt criticat pe aici, pe acolo, a apărut un video cu un frățior de undeva de prin Italia care m-a băgat la categoria răzvrătiți, că îndemn la răzvrătire. Nu mă declar mare erou, dar niciodată nu mi-a plăcut să fiu slugoi. Slugă! Aservită sistemului. În România așa ne făceau, răzvrătiți. Unii care erau aserviți sistemului ne făceau răzvrătiți. Asta era strigătul lor de luptă. Și mai fratele păstor Adrian a vorbit mai devreme de hackers care iau scripturile și le răstălmăcesc. Și Biblia spune spre pierzarea lor. Fratele ăsta a folosit textul unde zice că nu ce intră în om spurcă pe om. Adică, cu alte cuvinte, dacă îți faci o injecție și bași ceva în organismul tău, e foarte ok, că alea nu te spurcă, ce iese din om spurcă pe om. Să se ducă să le predice așa la alcoolici și la drogați și la fumători și la stricați. Se potrivește textul ăla acolo? Bea, umple-te de băutură, bea și fumează și destrăbălează-te și droghează-te, că nu ce intră în corp spurcă pe om. Dragii mei, acești impostori, că nu le pot spune teologi, să se lase de Biblie, să ducă, să găsească ceva, să tragă la șaibă, să ducă într-o fabrică, să pună mâna pe niște scule, pe niște de-astea de instalat parchet, să lase Biblia în pace, să nu-și bată joc de cuvântul lui Dumnezeu, că o fac spre pierzarea lor, ar trebui să se pocăiască, să le fie un pic jenă, dacă nu altceva. Păi asta se referă la lege, la mâncărurile legii.
Care a fost dezbaterea între Hristos și farisei acolo? Că e voie să te îmbeți, că e voie că nu contează ce mănânci și bei. Nu! Era vorba de interdicțiile legii, de ritualurile legii, de care Hristos a venit să-i elibereze. Nu era vorba de băutură, alcool, droguri sau injecții. De aceea, fim foarte atenți, fim foarte, foarte atenți. Cine ne controlează mințile, cine ne manipulează și cine ne învață și cine ne... Citi fratele, adică trebuie să trăim în pace cu toată lumea, dar nu pe cheltuiala sfințeniei și adevărului. Tare îmi pare rău, aș vrea să fiu în pace. Pe oamenii ăștia îi cunosc, i-am vizitat, le-am vizitat bisericile, ne-au vizitat biserica, i-am tratat frumos, ne-au tratat frumos. Dar, sorry, aici au călcat în strachină și m-au enervat. Okay.